Sorin Bucurescu, principalul susținător al fostului edil din Turceni, și-a arătat încă o dată indignarea față de excluderea acestuia. Pentru că nu a fost luat în seamă, primarul din Slivilești a ținut să precizeze că dacă PSD nu va atinge targetul propus, cineva trebuie să răspundă. Ce vă nemulțumește mai exact? În primul rând, o parte din candidați care au candidat și, în al doilea rând, și modul de organizare al acestor alegeri. Sunteți supărat că n-a fost domnul Iordache pe listă? Foarte supărat, pentru că era un om capabil, era un om competent, era un om din partea de sud-vest a județului, care putea să aducă zeci de mii de voturi, care avea lângă el oameni capabili și competenți, avea primari și atunci, cu siguranță, reușeam și aveam 3 deputați. Ori, părerea mea este că în aceste condiții, al treilea mandat de deputat va rămâne de discutat. Nici Laurențiu Ciurel nu este mulțumit de locul primit. Acesta a declarat că ar aduce mai multe voturi decât colegul său Alin Văcaru. Chiar și așa, Ciurel speră măcar ca inițiativele sale să fie luate în seamă de cei plasați pe un loc eligibil. Greu de crezut că locul 4 este eligibil, sper să obținem măcar 3 locuri, să obținem 3 locuri la alegeri și felicit pe cei doi și sper să, dacă au nevoie, le stau la dispoziție, sper să facă ce trebuie. Legile alea de care tot vorbeam acolo când fiecare ne-am prezentat, să treacă și să poată să promoveze Gorjul în Parlament. Nemulțumit este și deputatul Mihai Weber, despre care s-a spus că se va retrage de pe lista de la Gorj pentru a candida la Olt pe un loc eligibil.